Astăzi ar putea să facem cea mai mare greșeală din viața noastră. Sunt 100% sigur că ați venit din titlu. Și astăzi o să mergem să luăm o pisică nouă în casa noastră. Cheală, pentru că mi-am dorit eu foarte mult o pisică cheală. Ilinca este destul de încântată, neîncântată? Nu știu. De ce? Că... Nu știu nimic în secunda asta. Așa, bun. Ideea este că dacă mergem acolo la locul faptei și vedem că pisica nu ne acceptă, dar eu sunt sigur că o să ne accepte, că suntem oameni buni, o vom lua. Dacă considerăm acolo că nu are de ce să o luăm, nu o vom lua, pentru că din câte știți, noi îl avem și pe Blid, da, care este un terorist. Și sperăm să nu o bată, să nu o zgârie, să nu o muște pe asta mică nouă, mai ales fiind și cheală. Revenim după drum și după aia direct de acolo. Vă pup. După cum puteți observa, am luat și cușca, care este cușca lui Blid. Sperăm să nu simtă mirosul de la Blid. Ba, trebuie să-l simte. Îl simte? Da. Ai de capul meu, sper că nu facem o greșeală mare. N-am mai filmat nimic pe drum, n-am mai filmat nimic nici acolo. L-am luat. Faceți cunoștință cu Bol, el este Bol. Un pisic foarte frumos. E foarte obosit. E obosit tare. O să mergem cu el acum la veterinar. Hai să vedem, uite. El este un alien frumos. Ce faci? Uite, are ochi albaștri. Este ca, uite, e curios. E curios, aia zic. Perfect, sper să înțeleagă cu Blid. Mergem la veterinar, îi facem niște vaccinuri, după aia mergem să se cunoască cu șeful casei, Blid, pentru că el este șeful casei, nu noi, vă dați seama, el ne deține, nu noi pe el. Să vedem ce părere o să aibă de el. Dar eu sper că o să se înțeleagă și dacă nu, va trebui oricum să se înțeleagă la un moment dat, pentru că noi nu-l dăm pe ăsta mic, pentru că e fenomenal, e ceva excelent, e extraordinar. Tot drumul ăsta la mine în brațe să ne mângâiem, să ne iubim, pentru că și el mă mângâie pe mine. Uite-l cum stă. Deci numai stă și doarme. Efectiv, atâta știe să facă. El este un băiețel și o să-i punem numele Bol și Pic. Bol sau Pic. Vedem. Scrieți și voi în comentarii dacă un nume B-O-L sau P-I-E-C-K. Pic sau Bol. Da, revenim. Dar scrie Pic. Cum se aude? Pic. Pic. Nu știu, vedem. Momentul adevărului. Am ajuns acasă și urmează momentul adevărului. Stai să văd unde e ăsta. Uite, mănâncă. Mănâncă? Da, lăsăm pace. Bun. Stai să prindem becurile. Bid, sper că nu ne urăști sau că nu ne vei urâ. Știm că papi, dar ți-am dus un frățior. Hai de capul meu. Bid. Papa. Ușor. Mami, gata. Hai în brațe, hai în brațe. Oh my god. Da, o să revenim. Stai acolo. Stai acolo cu mițel. Un pic s-au mai calmat apele. Dar tot îl miaună și face urât la el. I-aș apropia puțin, dar mi-e frică să nu-l zgârie. O da pe tine? Da. Ești supărat? Să nu-i dau la cameră. Nu, da. Deocamdată până verifică ăsta micu casa, Blid e puțin afară, dar îl vede. Și cred că Blid este foarte supărat pe noi, dar nu-i bai. Blid uneori se cere afară non-stop și îl lăsăm. Și na, să cunoască măcar Bol, Pic, puțin casa și după aia o să-l băgăm iar pe Blid. Da. Ăsta e mic și intră peste tot. O să-l sun și pe Avram puțin să ne ajute cât o să plec eu la Craiova pentru că am o nuntă astăzi. Da, o să devine oricum pe parcursul zilei de azi și de mâine să vedem cum putem să-i împăcăm pe ăștia doi. Închide. Normal, i-am pe sus. Wow, ce feeling dubios, nu vine să cred. Cât de cald e, eu scumpete. Ok, nu mai iubește. Haide să stăm așa împreună amândoi, vrei? Doamne, cât de cald e față de o pisică normală, nu vine să cred. Mi-e place că el acum, nici la mine nu mai stă, că el vrea acum să exploreze. Wow, dar se simte mai greu față de o pisică normală, nu știu din ce motiv, și mult mai cald. Așa-i. Și se simte altfel în mână. Foarte, foarte dubios. Dar e bun. Wow. Bine, dragilor, am fost și la nunta azi noapte. Când am venit, nu m-a lăsat să dorm vreo oră, că doar a venit la iubire, la pusi, la pusi, așa. Să ne pupăm, să avem grijă să îl mângâi, că așa îi place lui, după cum puteți să vedeți. O să vă las aici niște videoclipuri în care s-a cunoscut cu Blid mai bine și s-au jucat, dar lăsăm imaginea să vorbească. Și să știți că eu chiar mă așteptam ca două pisici să nu se înțeleagă din prima, mai ales că ați văzut pe filmări că în prima zi Blid, dacă nu îl țineam, îl omora efectiv pe Bol micuțul, dar na. Aici am lăsat singuri să vedem dacă îl mai atacă cel mare pe cel mic și nu l-a mai atacat. L-a mirosit puțin, nu s-a apropiat atât de tare, dar măcar acum se înțeleg cât de cât. A făcut hi? După câteva ore să avem surpriza ca cel mic să fugă și să-l fugărească pe cel mare, după cum puteți observa.
mai fâșneț și mai curajos ca Bleed. Deci asta a fost cea mai mare bucurie a noastră, că am văzut că deja a început să se joace, după cum puteți observa, cel mare își mișcă coada de joacă. Deși dă puțin cam tare cu lăbuța, dar măcar nu le rănește pe cel mic. Și cel mic din autoapărare l-a zgâriat pe cel mare puțin, cam tare pe botic, dar îi trece. Măcar știe să nu mai sară la el după. Ce, nu-ți place? Mie îmi place rău. Ai văzut că eu trântit un capac? Da, am văzut. Bun! Deci, o să sunăm pe maica mea să vedem ce reacție are, pentru că ea de obicei, când vedea pisici de astea, ele spunea că zici că e satana. Și acum vreau să vedem ce reacție are, o să sunăm pe WhatsApp, pe cameră. Ce faci? Hai să te văd! Ce faci? Pisica cheală, hai să arăt. Bine, iubire, ajută-mă. Ciao. Ciao. Nu știam eu de ce vrea Mădălin să mă vadă. Trebuie să intre, stai. A cui e? A nostru. De Inghe. L-am luat ieri. Doamne, și se împacă cu ăla? Da, uite cum stau împreună. Mă rog, aproape. Aproape împreună. Da, uite-te cum e. Stai că mă stai. Uite-l. E cel mai iubitor animal pe care l-am avut vreodată. Deci nu se satură să nu stea lipit de noi. Da. E cel mai cuminte, uite-te la el. Are ochii închiși și acum. Are ochii albaștri ca smaraldul. Smaraldul. Are ochii albaștri ca cerul. Să, ce să zic, să cu curaj de el. Da, uite. Mulțumim. Da, ce șotui. Mic, uite, mai crește. Mai crește, crește cât stă, cât stă la da. Da, dar e cu minte, foarte cu minte. O să fie cu minte, că l-am învățat să stea. Tati, nu-i? Bine. Dacă tu, nu știu, o ieși, s-o dus în curte, l-am văzut înspre în spate. N-o lasă că-l sun și pe el. Da, fi. Na, hai, poftă da. Bună. Acum, tati. Oho, ești în prosop. Bine. Ce faci? Ia, pe aici. Ce surprize, câte. Melita, gata, hai. Dă-ți timpul eu pe culata atât cu mulțumesc de nasta. Cum să înțelegi cu aia loc? N-am nicio treabă. O bătut-o ieri un pic, dar astăzi e scumite. N-am bătut-o, a fost. Uite cum stă, ca o jucărie. Zici că Yoda, uite-te. Levitează. Asta-i cu minte, așa? E foarte cu minte. Asta-i, eu plăcut-o la tata, de stăgea una, dar nu mai vrem acasă. Sau care? Da? Dar nu stăt așa chiar? Nu. A, leopardul. No, trimit poze cu ea să vedeți mai bine, să-i vedeți și ochișorii și tot. Bine, bine. Spune să ghicească cum îl cheamă. Cum îl cheamă, ghiciți? Păi unul e Blit și unul e fată sau băiat? Băiat. Blit. Păi dacă la asta, dar Blit de la ce vine? Stai, îi fac o legătură. De la farfurie și ăsta e tot din familia farfuriei. Păi mă gândeam, castron. Nu, e un pic cu fundul mai mare. Oală? Bol. Ioi, da mă, ce proastă mi este. Blid și bol, deci nu cred, ce v-au apucat să le puneți așa? Nu știu, așa. No, bine, love you, pa. Love you, papa. Popi. Popi. Cel mai bine e când ai mei nu știu că îi filmez, că-s foarte natural. Când le zic că filmez, gata, se schimbă. E mai bine așa. Lucrurile au luat-o foarte frumos. Bleed vrea să se joace cu Bol. Dar lui Bol parcă un pic e frică, dar măcar acum nu-l mai bate. Asta mare pe ăsta micu. Totul e perfect. Mai e puțin frică, dar aia e. Ne bucurăm de ei. Uite. Ne bucurăm de ei, da. Hai, joacă-te! Hai! Da, deci ne bucurăm de ei și ne bucurăm de faptul că nu au trecut nici 24 de ore și ei deja se joacă împreună și s-au jucat deja toată ziua împreună. Cam atât a fost și cu vlogul ăsta. Nu uitați să vă abonați, urmează încă un vlog în care trebuie să-l prezentăm pe Bol tuturor prietenilor noștri și noi revenim cu alte vloguri și ne pare rău pentru pauza asta, dar ne-a prins bine, ne-am distrat, am mers peste tot în țară, am plecat și pe afară, a fost minunat și frumos. Aveți grijă de voi, nu uitați să vă abonați, dați un follow Mădălin Șerban pe Instagram, așa tare mult și ne vedem data viitoare cu mai multe vloguri. V-am pupat și aveți grijă de voi!